Bună ziua! Este una din conferințele de presă, după anul nou, cred că una dintre primile, da? Sau a fost una doar? Așa, după cum cunoașteți, sâmbătă a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor de Republica Moldova, unde am analizat cu colegii situația din țară și am discutat despre modul în care vom acționa mai departe pentru a readuce stabilitatea politică în țară și a stopa haosul în care ne aflăm astăzi. După decizia Curții Constituționale de săptămâna trecută, lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește obligațiunile pe care le are președintele țării în raport cu Constituția. Sper că acum sunt clare și pentru președintele Maia Sandu și partidul său. Odată ce decretul privind desemnarea doamnei Gavriliță ca propunere de premier a fost declarat neconstituțional, președintele are obligația de a ține cont de propunerea care există din partea majorității parlamentare. Apropo, majoritatea parlamentară a fost considerată de către Curtea Constituțională că este creată legal. Vreau să accentuez aici. Și acest lucru a fost votat sau a fost acceptat de toți 5 membri ai Curții Constituționale. Prin urmare, această candidatură care a fost desemnată de majoritatea parlamentară trebuie să fie desemnată prin decret de către președintele țării. Având în vedere că lucrurile sunt atât de clare, acțiunile pe care PSRM le va întreprinde în continuare sunt orientate spre stabilizarea țării, respectarea Constituției și votarea unui guvern funcțional până la alegerile anticipate. Vom acționa în continuare cu mult calm și maturitate politică. Vom acționa astfel ca să nu fie războaie suplimentare între instituțiile statului. Noi nu ne dorim război cu instituția prezidențială și cu partidul său. Noi suntem în luptă cu haosul și tot ceea ce dorim acum este ca țara să aibă cât mai rapid un guvern funcțional. Cred că nu este corect ca în fiecare zi să tot numărăm decesele din spitale. Nu vrem să avem un blocaj total în sistemul de sănătate și să ne uităm cum țara ajunge într-un colaps economic și social. În timp când cineva se joacă de-a politică și încearcă să monopolizeze puterea în stat, în loc să pună pe prim plan nevoile urgente ale cetățenilor. În aceste zile se discută mult despre o eventuală suspendare a președintelui, despre un posibil referendum, care urma să fie inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Ultimul lucru care ne preocupă acum pe noi este funcția Maia Sandu și Dimitrie ei. De aceea pot să vă spun încă o dată foarte ferm. Partidul Socialiștilor nu va iniția niciun fel de referendum privind demiterea președintelui țării. Această dezbatere este una falsă și manipulativă. Pentru că un astfel de referendum ar fi un pas spre adâncirea crizei și nu ar rezolva nimic. Dar pe noi ne preocupă acum cum să scoatem țara din criză. Considerăm că există o singură modalitate prin care actuala criză poate fi soluționată. Prin dialog. Nu prin războaie politice și blocaje instituționale. Acest dialog a lipsit total până acum. Chiar dacă au fost unele mici tentative, dar dialog real practic nu a avut loc. Noi avem soluții pentru ieșirea rapidă din această criză, soluții prin care să avem atât un guvern funcțional, cât și alegeri anticipate în acest an. De aceea am insistat încă din noiembrie anul trecut să existe un dialog pe această temă și să rezolvăm lucrurile din timp pentru a evita criza politică în care, din păcate, s-a ajuns. În baza deciziilor Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din 27 februarie, vreau să anunț următoarele. Primul, Partidul Socialiștilor va continua pe parcursul acestei săptămâni consultările cu partidele din Parlament pentru a identifica împreună cele mai bune modalități de ieșire din această criză. Cerem partidelor să dea dovadă de maximă responsabilitate și maturitate politică. Chiar dacă avem viziuni sau doctrine diferite, dialogul rămâne singura soluție pentru a pune capăt acestei crize extrem de periculoase pentru viitorul țării. 2. PSRM dorește să poarte un dialog constructiv și cu președintele țării. Repet, suntem gata, atât eu în calitate de președinte al Partidului Socialiștilor, cât și întreaga fracțiune, să avem dialog și cu președintele țării. Îi cerem președintelui Maia Sandu să iasă din izolare și să dialogueze cu partidele.
Considerăm că refuzul de până acum al președintelui de a discuta constructiv cu partidele politice este unul emotiv, în total dezacord cu rolul de mediator pe care președintele îl are în stat. În mandatul meu ca președinte am avut nenumărate crize politice, pe care le-am gestionat și rezolvat prin dialog cu partidele. În câteva situații, chiar prin dialog cu liderul PAS, Maia Sandu și partidul său. Chiar dacă eram și suntem pe poziții politice foarte diferite, am considerat de fiecare dată că nu poți rezolva o criză fără să ai dialog. De aceea insist pe această componentă esențială într-o democrație, dialogul. Și sper că președintele nu va continua să se izoleze în continuare în clădirea președinției, dar va manifesta mai multă deschidere, mai mult calm și mai mult constructivism. Doamna președinte, vă propun să lăsăm într-o parte atacurile, supărările și acuzațiile reciproce și să ne așezăm la masa de discuții. 3. Solicităm că până cel târziu pe data de 9 martie, decretul de desemnare a primului ministru propus de majoritatea parlamentară să fie emis. Până atunci avem suficient timp pentru dialog între partide, dialog cu președintele țării. Avem timp să găsim cele mai bune soluții pentru ieșirea din criză. Considerăm că este total nejustificat să se aștepte finalul lunii martie pentru a vedea ce e de făcut mai departe. Constituția ne spune foarte clar ce avem de făcut, iar după 23 martie nu se va schimba nimic în Constituție. Dar dacă nu facem nimic până la 23 martie, asta înseamnă intrarea în blocaj total. Dacă Maia Sandu în mod intenționat nu respectă Constituția, acest fapt nu oferă niciun motiv legal ca Parlamentul să fie dizolvat. Deci nici alegeri anticipate nu pot fi declanșate, indiferent de fanteziile politice ale unora. Un decret de dizolvare a Parlamentului emis de președintele țării în astfel de condiții este nul, ilegal, neconstituțional și reprezintă o gravă uzurpare a puterii în stat, o încercare de a anula rolul Parlamentului ca principală putere a statului într-o republică parlamentară. Președintele nu poate anula rolul partidelor într-o democrație. Ca urmare, dacă va fi semnat un astfel de decret, nici o instituție a statului, nici Parlamentul, nici Guvernul, nici CECul nu va putea pune în aplicare un astfel de decret dubios. Repet, nimeni nu va putea organiza alegeri în baza unui astfel de decret, pentru că asta ar însemna complicitatea la încălcarea Constituției și la uzurparea puterii în stat. Și putem ajunge în situația ridiculă, în care președintele va emite un decret la care va sta și se va uita singură în propriul birou, în timp ce a băgat țara în blocaj total cu consecințe pe termen lung pentru viața cetățenilor. De aceea, PSRM cere președintelui și partidelor să nu aștepte data de 23 martie, ca să ne trezim într-un blocaj și mai complicat. Este suficient că deja s-a așteptat 2 luni, fără niciun rezultat, cu un singur efect, adâncirea crizei politice, sociale și economice. Dacă până pe 9 martie decretul nu va fi emis, Consiliul Republican al PSRM se va întruni din nou pentru a da mandat conducerii executive a partidului să treacă la alt nivel de acțiuni pentru a stopa haosul politic în care se află țara. Nu voi menționa acum caracterul acestor acțiuni, fiindcă nu vrem să afectăm în niciun fel abordarea constructivă la care facem apel. Dar dacă se va continua pe această linie a uzurpării puterii în stat, vom fi nevoiți să venim cu acțiuni politice mai hotărâte pentru a stabiliza situația în țară. Chiar dacă asta va însemna, din păcate, că funcția de președinte va redeveni o funcție de decor, așa cum a fost până în anul 2016. Personal nu-mi doresc acest lucru. Am luptat foarte mult pentru a aduce instituția prezidențială la un nivel mai înalt de credibilitate și responsabilitate. Vă aduceți aminte ce era Constituția prezidențială până în 2016 și care este credibilitatea acum a instituției prezidențiale. Dar dacă se va merge pe blocaj, atunci noi nu vom avea alte soluții. Cred că nu este încă totul pierdut pentru democrație. Chiar dacă suntem în plină criză politică, astăzi noi încă putem să evităm un blocaj cu consecințele dramatice pe mulți ani înainte pentru viața cetățenilor. Împreună cu Partidul Socialiștilor vom da dovadă de maximum constructivism, implicare și deschidere pentru a găsi o soluție cât mai bună pentru această situație și a evita dezmățul social, economic și constituțional care se începe. Să pornim de la respectarea Constituției și de la dialog rațional, iar restul se poate repara și se poate organiza în comun spre binele țării.
Aceasta a fost declarația ca urmare a ședinței Consiliului Republican. Așa cum am anunțat, este vorba de o conferință de presă, de aceea cei care au întrebări, 3, 4, 5 întrebări, sunt gata să răspund la ei. O să reușesc toți, vă asigur. Poftim. Sana Podnar, Canal 5. În urma acestor discuții despre care ați anunțat, sunteți gata să cedați și să propuneți un alt candidat care va fi discutat cu Maia Sandu ca să fie acceptată, adică să renunțați la candidatura doamnei Dorea Șteanu? Uitați-vă, aceasta este a treia încercare de a propune dialog. Prima încercare pe care noi am făcut-o și am propus dialog doamnei Maia Sandu a fost în luna decembrie. Chiar atunci când am întâmpinat o instituție prezidențială, eu personal i-am propus dialog. Și noi am propus să începem dialogul pentru a vedea cum facem alegeri anticipate, în aprilie, mai, când facem. Ei au refuzat categoric și au mers pe pista greșită, nu știu cine din consilierii doamnei președinte îi sugerează, că Parlamentul se poate autodizolva. Și știm cu ce s-a finalizat. Cu decizia clară a Curții Constituționale care a spus că lucrul acesta este imposibil. După aceasta, la începutul lunii februarie, noi din nou am propus dialog. Socialiștii au propus. I-au sunat cei de la PAS, noi i-am sunat. Și am spus, oameni buni, haideți să găsim soluții. Haideți să vedem cum mergem la începate în luna iunie, deja. Pentru că în martie-aprilie era imposibil, pentru că s-a ratat în decembrie. Maia Sandu refuză categoric din nou și spune că noi o să înaintăm pe Gavrilețe două ori și voi n-o să aveți încotro și noi o să mergem la începate. A primit-o de la Curtea Constituțională și a doua ori. Acum este a treia tentativă din partea noastră când propunem dialogul. Maia Sandu speră pe data de 23 martie și pe revoluția unor balaboli. Nu o să primească nimic, nici cu una, nici cu a doua. Și o să, dacă nu o să accepte acum dialogul, atunci o să mai pierdem încă o lună. Și în aprilie vom reveni din nou la dialogul care eu l-am propus încă în luna noiembrie-decembrie. Ce poate fi rezultatul acestui dialog? Noi suntem gata să discutăm orice. Noi suntem gata să discutăm cu majoritatea parlamentară înaintarea acestui candidat la care insistăm. Suntem gata să discutăm alte candidate. Trebuie să fie o decizie comună, trebuie să dăm dovadă de maturitate politică. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este o cale foarte, foarte periculoasă pentru Republica Moldova. Nu poți să încerci să construiești ceva încălcând Constituția. Prin încălcarea Constituției nu poți să creezi ceva corect pentru viitor. De ce nu suntem gata pentru discuții? Săptămâna trecută, colegii mei de la PSRM, din fracțiune, au avut discuții cu reprezentanții la toate partidele. Eu sper că aceste discuții vor continua și săptămâna aceasta. Noi acum avem o candidatură pe care am desemnat. Sau președintele țării acceptă această candidatură și semnează decretul, parcursul acestei săptămâni, deci așa am dat termen până pe data din nou, nu până pe 8, pentru că 8 martie e zi mare în Republica Moldova și nu doar. Deci după data din 9 martie, în caz dacă nu înaintează, o să ne convocăm și eu o să vă aduc la cunoștință pasul următor pe care noi deja l-am pregătit. Vă mulțumesc! Poftim! Mă întrebați ce o să fac după data din nou? O să ajungem pe data din nou. Sărbătorim împreună pe 8 și pe 9 vă spun. Poftim! Но мы надеемся, что все-таки президент поймет, какова ее роль в нынешней ситуации. Еще раз, я сказал об этом в своем заявлении, я не раз был в таких ситуациях. И у меня тоже не было большой радости садиться с моими политическими оппонентами справа, идеологически, которые смотрят по-другому на вещи. Но я с ними сел за стол переговоров и нашел выход из ситуации. С той же Майей Санду, с тем же Андреем Настасом. Это правильно. И я знаю, что мнение очень многих наших партнеров по развитию, включая западных послов, именно таково, что нужно садиться за стол переговоров. И а другого выхода нет. Вот чем больше Майя Санду оттягивает, тем хуже будет для страны. И в конце концов, в любом случае придется сесть за стол переговоров. Если бы мы сели за стол переговоров в декабре, мы бы решили тогда все проблемы. Они отказались, потеряли декабрь, январь, февраль. Мы можем сесть сейчас за стол переговоров на этой неделе, либо потерять еще март месяц, пока они ждут непонятно чего. Наш Конституционный суд уже два раза им указал на Конституцию. И когда сказал, что нельзя распуск парламента, чтобы они самораспустились. И когда она два раза выдвигала ту же кандидатуру, когда есть парламентское большинство. Ждать сейчас 23 марта, потерять еще месяц,
в этой ситуации сложный. Нам нужно срочно вакцины покупать. Но у нас правительство, исполняющее обязанности. Поэтому, почему я делаю этот призыв, мы показываем конструктивность с нашей стороны. Знаете, мне вот на встречах, которые я сейчас провожу с гражданами, включая правые, то есть те, которые голосовали за Майю Санду, они мне говорят: Игорь Николаевич, ну понятно, что президент пытается вот блокировать ситуацию, да? Но вы же, это же парламентская республика. Ну вы же там есть, ну берите ситуацию в свои руки и давайте делать что-нибудь. Потому что нельзя, когда один человек упирается, вот принципиально в здании президентуры упирается, а что страна должна делать в этой ситуации? Все должны плакать, все должны, жизнь не останавливаться, нужно идти дальше. Поэтому это последний призыв, давайте жить дружно, давайте сядем за стол переговоров. Нет, тогда придется делать другое. Повтим. Noi nimic nu excludem. Eu cred că ideal ar fi să fie înaintată o candidatură la funcția de prim-ministru sau această candidatură care este doamna Durleșteanu, să fie susținută nu de 54 deputați, dar de 80 deputați, 90 deputați. Și asta ar fi un consens pentru ieșirea din criză. Eu am spus-o în săptămâna trecută cu mai multe ocazii. Doamna Durleșteanu nu este membru Partidului Socialiștilor. Nu e votat împotriva mea la alegeri prezidențiale. Este oare acesta dovadă de maturitate politică din partea noastră că noi înaintăm un candidat care a votat împotriva mea? Eu cred că asta e maturitate politică. De ce nu se acceptă? Este din diaspora. Doamna Durleșteanu este din diaspora. Problema nu e în candidatura doamnei Durleșteanu. Poftim mai departe. Anterior ați declarat că nu veți accepta un guvern creat de Transput și Partidul Șor. Acum PSRM a creat o majoritate parlamentară cu ei. Ситуация де криза череше decizii extraordinare, неординари. Atunci când țara arde, trebuie să salvăm țara. Atunci când mor câte 20-30 de persoane pleacă din viață din cauza COVID-ului. Și asta e situația cu regret în lume. Noi ce trebuie să facem acum? Să ne ascundem după deget? Da, trebuie să revedem unele lucruri. Da, trebuie să ne șansăm să găsim soluții. Asta este poziția noastră. Mai aveți sau? Mai ați cineva? Întrebare la altfel. Ați declarat vineri, după ce vaccinul este livrat în scurt timp la Chișinău. Ulterior, ați avut o întrevedere cu domnul Vasnețov. Dacă aveți informații, când ajunge vaccinul Sputnik V în Moldova? Din câte înțeleg, chiar în aceste ore se muncește foarte mult ca acest vaccin să ajungă, poate chiar săptămâna asta, săptămâna viitoare. Sunt trei căi cum poate ajunge vaccinul rusesc și nu doar rusesc în Republica Moldova. Primul sunt donații, ajutoare umanitare, așa cum a venit, de exemplu, acea donație zilele acestea din Occident. Și vreau să le mulțumesc partenerilor noștri români care au făcut această donație. Aceasta este prima cale și sper că va fi o donație și din partea Federației Ruse. A doua cale sunt achiziții de stat, adică pe bani publici, trebuie de lansat procedura de achiziții, nu trebuie să așteptăm. Noi nu avem ce aștepta. Noi acum trebuie urgent să cumpărăm 1 milion de vaccini, să avem foarte clar etapele, cum începem vaccinarea, începând cu oamenii în vârstă, categoriile de risc, medici, profesori, să mergem înainte. Dacă nu o să facem lucrul acesta, mai bine nu va fi în țară. Și a treilea cale e clar că agenții economici privat, odată ce este înregistrată vaccina în Republica Moldova și Occidentală și Federația Rusă, atunci clinicile private, întreprinderile, agențiile pot să pe bază comercială să le procure și să le propună populației. Eu vă mulțumesc, o zi bună, succes!